suntem blocați pe Facebook atunci când distribuim materiale despre corupție, despre anumite persoane, cum ar fi Ilan Șor, care este cercetat penal, condamnat penal pentru furtul miliardului și alte încălcări legate de corupție. Atunci când distribuim despre materiale despre război din Ucraina, la fel Facebook-ul reacționează. Asta înseamnă că probabil există persoane bine plătite sau plătite și sunt multe, tocmai pentru a raporta anumite postări, a raporta postările și materialele de pe anumite instituții, portaluri media sau alte medii de informare, și asta generează deja blocajul pe care îl face Facebook. Și astfel algoritmul Facebook-ului reacționează. Am pus această întrebare la o întâlnire, la o conferință internațională, la care era și eu reprezentant de la compania Meta, cea care gestionează rețeaua de socializare Facebook. Și ea probabil nu a înțeles întrebarea mea, pentru că ea a zis că nu ar trebui să existe probleme cu raportări, blocări, și ea nu vede o problemă. Eu am întrebat ce ar trebui noi să facem, cum să acționăm ca banii corupților să nu fie luați în seamă atunci când este vorba de materiale jurnalistice. Am distribuit pe Facebook investigații jurnalistice și am încercat să le promovăm cu plată și la fel am fost blocați, ni s-a zis să schimbăm conținutul. Scădea foarte drastic vizibilitatea pe site-ul anticorupție.md. Și asta pentru că așa este situația, cam 75% din vizibilitate, din accesări vin de pe Facebook. Evident că noi ne gândim să schimbăm, să încercăm să mai găsim și alte surse de intrare pe site-ul nostru, dar deocamdată Facebook este o rețea importantă pentru noi. Nu știm dacă Meta are anumite politici pentru Republica Moldova sau nu le are în general, pentru că cam asta denotă atitudinea care este acum. Vedem că algoritmul Facebook-ului acționează oarecum în favoarea celor corupți și nu a presei independente.